Între două cantonamente la Snagov, Chindia Târgoviște se pregătește pe plan local. Fotbaliștii dâmbovițeni vor avea programate în această săptămână câteva ședințe de pregătire. Accentul va fi pus atât pe partea fizică, dar și pe partea tactică. Roșalbaștrii vor finaliza antrenamentele pe plan local cu un nou meci amical. S-au modificat câteva detalii în ceea ce privește echipa adversă. Nu va mai fi Unirea Slobozia, ci o altă formație de ligă secundă, Mioveni. Amicalul se va disputa în deplasare pentru Chindia și vine să arate evoluția antrenamentelor de pe plan local. Săptămâna viitoare, Chindia va merge în al doilea cantonament centralizat al iernii, tot la Snagov. Băieții lui Eusebiu Tudor vor juca în Ilfov 4 meciuri amicale, dintre care 3 sunt deja stabilite. Adversare vor fi Chiajna, Râmnicu, Vâlcea și Dinamo. Deci o să rămâne săptămâna asta la Târgoviște. Vor fi 1-2 antrenamente în fiecare zi. Sâmbătă vom juca cu Dacia Mioveni. Am schimbat un pic. Au apărut niște modificări în program. Vom juca la Mioveni și nu vom mai juca aici la Târgoviște. Și urmând ca săptămâna următoare să mergem pentru încă 2 săptămâni în cantonament la Snagov. Iar acolo avem 3 meciuri perfectate, ne mai trebuie încă unul. Chiar și la vorba de Vâlcea, ceva discuții cu Dinamo, să vedem dacă putem plătica. Mai este încă un meci care încă nu l-avem stabil la momentul ăsta. Urmând ca o săptămână înainte de campionat să jucăm ultimul amical la Special.